Salariații gărzii de mediu au declanșat greva generală pe termen nelimitat. Miercuri dimineață, mașinile de serviciu ale angajaților erau parcate în fața sediului instituției din municipiul Suceava, ceea ce înseamnă că nimeni nu a plecat pe teren. Salariații nu mai eliberează documente nici măcar pentru proiectele europene întocmite de primării. Venim la serviciu. În timpul programului de servici, dar nu facem activități specifice muncii pe care o desfășurăm. Noi efectuăm controle, noi efectuăm acte, nu întocmim acte de control, nu primim sesizări, nu facem, nu rezolvăm sesizări, nu întocmim acte pentru proiectele europene și sunt pe PNDR chiar obligatorii să fie un act întocmit de Garda de Mediu, nu întocmim nici de astea. Garda de Mediu Suceava are 15 angajați, dintre care 12 sunt comisari. Oamenii sunt nemulțumiți de salarii. De ce protestăm? Protestăm pentru aplicarea decizii Curții Constituționale de aliniere a salariilor angajaților Gărzii Naționale de Mediu la aceeași familie ocupațională. Există o decizie a Curții Constituționale din decembrie 2016. În afară de comisarul șef care are salariu de șef de serviciu, cel mai mare comisar la Garda de Mediu este de 2440 și ceva, dar în acest salariu este inclus un spor de doctorat de 15%. Cel mai mic salar, vorbim de salar net, cel mai mic salar este de 1249 de lei net. Proteste similare au fost declanșate în toată țara.